victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei live pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Astăzi în Piața Victoriei despre cât de aproape suntem de o criză alimentară, așa cum avertizează pe diverse voci mai mulți experți de rang înalt, printre care guvernatorul Băncii Angliei cel mai recent. Știm că prețurile grâului și porumbului au explodat pur și simplu, iar perturbarea lanțurilor de transport agravează lucrurile. Prin urmare, la ce trebuie să ne așteptăm și cum își poate îmbunătăți România infrastructura de transport, în special cea portuară, ineficientă acum în fața volumului mare de mărfuri care vin dinspre Ucraina, în încercarea de a umple o parte din golul lăsat pe piață de provocările războiului în acest moment. Discutăm despre toate acestea cu Cezar Gheorghe, fondator Agricolum, expert în transportul de cereale. Bun venit în Piața Victoriei! Mulțumesc frumos pentru invitație, bună seara ascultătorilor! Cât de aproape suntem de această criză alimentară? Aș vrea să începem cu asta, pentru că vedem acest avertisment al guvernatorului Băncii Angliei, un personaj temperat, prudent, sigur, ca orice guvernator de bancă centrală, care a vorbit de o criză de proporții apocaliptice care ne paște. A spus asta alaltăieri. Azi dimineață și-a anunțat declarația spunând: îmi pare rău că am folosit cuvântul ăsta apocaliptic, dar să știți că realitatea totuși pe acolo e. Deci n-am îmbunătățit foarte mult declarația. Suntem în situația asta? Deci, părerea mea personală este că noi nu încă rostogolim acest lucru, ci l-am evidențiat prima dată la începutul anului 2020, pe baza unor studii făcute de Departamentul de Stat pentru Agricultură a Statelor Unite, care sublinia clar că va veni foamete. Foamete e un cuvânt foarte greu. Dar el era definit prin niște cifre foarte corecte, foarte exacte și estimări de genul: suntem 7,5 miliarde, să spunem, de cetățenii în lumea asta, de oameni, și circa 1,2 miliarde din acest număr nu își poate asigura necesarul zilnic de 2100 de kilocalorii. 60% din acest număr se află în regiunea Asiei de Sud și vorbim de țările sărace din zona aceea. Circa 20% se află în Africa de Nord și diferența în Africa subsahariană, plus un mic procentaj în zona Caraibelor. Da, se vedea clar, pentru că din cauza schimbărilor climatice, din cauza efectelor, și știu că toată lumea poate nu da atenție acestui lucru, există un efect, se numește La Niña și El Niño, generat în Pacificul Oriental, care efectiv influențează clima pe tot globul. Din cauza aceasta, am ajuns astăzi, în momentul în care suntem, să vedem o secetă cumplită în nordul Africii, aparent de 20 de ani n-a mai fost acea secetă, să vedem o secetă ce va genera o creștere a cererii din Orientul Mijlociu cu circa 40% față de sezonul trecut și, ca să reducem în cifre un pic, pentru Orientul Mijlociu cererea este în creștere de circa 20-22 de milioane de tone, referindu-ne strict numai la grâu. Ca un exemplu, pentru nordul Africii, Marocul are o situație disperată de-a dreptul. Din 7,5 milioane de tone care trebuia să producă anul acesta, vor produce numai 2,2 milioane. Am văzut și am notat cu surprindere, firește, acest dans pe sârma al Indiei, care adaugă mai mult gaz peste foc. Nu-l comentăm prea mult, doar că India nu va scoate cele 105 milioane de tone prognozate, conform ultimului raport USDA, deci o scădere de 6%. Nu le va produce, adică, înțeleg. Nu le va produce datorită acelui... Hai să explicăm ce e cu India. India a amenințat recent că nu mai exportă cereale, de bine ce promisese la Națiunile Unite că o să hrănească o bună parte din planetă chiar înainte de războiul ăsta din Ucraina. E, acum toată lumea se uită și cere socoteală. Stai puțin, ne-ai zis că vei alimenta lumea cu, cu grâu și n-o faci. Da, a fost o știre, o decizie care, să spunem, a fost generată de niște factori politici, pentru că în spatele acestui anunț inițial de a hrăni lumea se află cu totul alte interese. Ar fi bine să le explicăm un pic, pentru ca toată lumea să înțeleagă. India produce anual în jur de 110-112 milioane de tone de grâu, la o populație de peste 1,3 miliarde de locuitori. În mod normal, ei exportau doar circa 7,5 milioane de tone. Foarte puțin, foarte puțin comparativ cu România, care grosomodo are un nivel de export de grâu în fiecare an cam de 5,7 până în 6,5 milioane de tone.
Acum că am lămurit lucrul ăsta, trebuie să spunem că India, în urma valului de căldură de 62 de grade, a coborât prognoza de recoltă de la 111 la 105 milioane. Surse spun că, de fapt, ei s-ar duce sub aceste 100 de milioane și au anunțat interdicția la export. S-au panicat. Că s-au panicat. Da. Însă asta a fost o pregătire, pentru că au revenit și au spus că relaxează anumite măsuri, că vor onora contractele care le-au încheiat până pe data de 13 mai, cu amendamentul că totuși vor exporta către țările sărace din jur și că vor duce marfă și în Egipt, circa 500.000 de tone. Ne întrebăm de unde acest grâu. Și avem o singură sursă. Se reconfigurează un flux care se numește fluxul de grâu rusesc. India va deveni efectiv placa turnantă a vânzării de grâu rusesc, pentru simplu motiv că au un acord comercial cu Rusia, cu Mare și China în ceea ce privește, să zicem, tranzacțiile de grâu. Știm cu toții că Rusia nu poate primi banii din cauza decuplării de la codul SWIFT. La un final, nu e nimic rău în asta, pentru că grâul trebuie vândut și oricând, oricum va avea o nevoie și este un element social pentru ca să hrănească masele, dar asta este adevărul vis-a-vis de India. Bun, m-aș întoarce un pic la pericolul crizei alimentare, pentru că aici nu vreau să fiu cinic, dar să introducem o nuanță totuși. Lumea occidentală, noi, românii chiar, când vorbim despre criza alimentară, ne gândim la noi, la această lume, la Uniunea Europeană, la lumea transatlantică, dacă vreți. Noi suntem obișnuiți să auzim foamete și criza alimentară în Africa sau în Asia de Sud-Est. Nu ne mai impresionează. Când vorbim de criza alimentară, noi de obicei ne punem pe noi în centru și ne gândim, trecem noi printr-o criză alimentară, și de obicei optica era, noi nu trecem prin criza alimentară, că noi avem și că lumea asta aflată în foamete, de la noi, din ajutoarele noastre, se hrănește. Sau din exporturile pe care noi le facem, sau din subvenții, programe și așa mai departe. E, la asta mă refeream când ziceam criza alimentară legată strict de războiul din Ucraina. De data asta, lumea occidentală pare în centrul acestei panici, acestei temeri că e criza alimentară. Și asta vreau să întreb, în ce măsură se poate întâmpla asta și aici, în această lume confortabilă cu care ne-am obișnuit noi? Am înțeles. Ce pot să vă spun este că dacă vorbim strict din punct de vedere al asigurării hranei pentru continentul european, pentru Uniunea Europeană, nu există absolut nicio problemă. Pentru că, în mod tradițional, Europa exportă, este un net exportator de grâu. Europa exportă, în mod normal, țările Uniunii Europene în jurul valorii de 36 de milioane de tone. La o producție de grâu comun sau soft wheat, cum este numit în engleză, grâu de panificație, de circa 136 de milioane. Chiar și în condițiile în care România nu va face cât a făcut anul trecut, pentru că nu are cum să facă, și vom, să zicem, vom genera un maxim de 9,2 milioane de tone, chiar și în condiția în care Franța va scădea producția de grâu de la 35 de milioane la 32 de milioane, să spunem că mâncare pentru continentul european este suficientă. Dar, exact cum spuneți dumneavoastră, fluxurile către destinațiile pe care vi le-am enumerat mai devreme vor fi întrerupte, vor fi greu de suplinit datorită reconfigurării generate de războiul din Ucraina. Costurile vor crește mai mult decât au crescut deja din cauze ca energia, perturbarea lanțurilor de transport, domnule Gheorghe, adică ne putem aștepta la mâncare mai scumpă, ce mai încoace și încolo? Asta cu siguranță, dar nu este o noutate. Mai scumpă deja decât e acum, adică. Da, și dacă luăm, să spunem, numai grâul, care va fi recoltat către sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, să știți că el va intra, să zicem, în faza de procesare după ce va sta o lună, o lună și un pic la maturare. Deci nu imediat. Vom vedea astfel o creștere de prețuri lentă, etajată, care se va desfășura pe perioadă de, să spunem, cam două luni, două luni și jumătate. Deci nu va fi un efect brusc care va lovi. Costurile logistice, să știți, cresc și ele din orice parte a lumii, din orice colț de țară, să spunem, din curtea oricărui fermier. Costul, noi estimăm că se va dubla aproape la transportul pe roți și la transportul pe cale ferată. Impulsionat, firește, de faptul că marfa ucraineană încearcă și reușește, dar într-o mică măsură, să tranziteze prin România. Astfel că, întotdeauna, cel care are interesul mai acut, și mă refer la la marfa ucraineană, va plăti mai mult. Și astfel, ofertantul de servicii logistice va accepta prețul cel mai mare. Bun, ca să explicăm, asta înseamnă că, de pildă, fermierii români care vor dori mijloace de transport, de oricare ar fi ele, să-și transporte recoltele, nu le vor găsi, pentru că aceste mijloace vor fi fost deja achiziționate la preț mai mare de niște ucraineni disperați, nu? Să poată să supraviețuiască
cât de cât economic în această situație în care se află. Exact. Un efort alminteri legitim și de înțeles. Da. Ce pot să vă spun este că da, aveți dreptate, însă nu până la grâu. Adică la recolta de orz și de rapiță, lucrurile vor fi destul de relaxate. La grâu, însă, lucrurile se vor complica extrem de mult. Acolo se vor combina grâul lor cu grâul nostru, nu? Toate recoltele, da, vor merge, vor încerca să curgă către port și estimările noastre spun că la începutul lunii iulie și luna iulie va fi cea mai grea din punct de vedere logistic și a portului Constanța, pentru că se va bloca cu siguranță. Gândiți-vă că un terminal portuar, ca să exemplificăm lucrurile, să înțeleagă ascultătorii, are o baterie de celule, să zicem un 200.000 de tone, etajat în celule de câte 80.000 de tone. Dacă te apuci și pui rapiță, orz și grâu, grâu de furaj și grâu de panificație, firește segregat pe calități, epuizezi foarte repede spațiul ăla, pentru că legea nescrisă a comerțului spune că marfa așteaptă întotdeauna nava, nu viceversa. E ca parabola cu taxiul. Clientul trebuie să stea în stradă, că dacă vine taxiul și nu te găsește acolo, pornește aparatul de taxare. La fel e și cu navele. A venit și n-ai marfa, intri în întârziere și plătești costuri, se numesc costuri de demurrage, de întârziere, de pot ajunge și la 30-40 de mii de dolari pe zi. Deci, toată marfa va fi acolo. O celulă, să spunem, de 8.000 de tone, dacă vor pune 4.000 sau 5.000 de tone de orz în ea, nu mai pot pune altceva. N-au cum să mai pună grâu, n-au cum să mai pună rapiță. Deci portul se va bloca, pentru că vor converge spre port camioane, vagoane, toate mijloacele de transport. Și se va crea cum arată lucrurile acum? Noi vorbim de niște săptămâni bune despre o infrastructură portoară românească care pârâie din toate încheieturile. Adică în momentul ăsta, numai asta auzim. Cozi de nave, port care nu face față, transport pe șine de acolo mai departe. Cum arată lucrurile, de fapt? De fapt, dacă vorbim strict de capacitatea de încărcare și livrare de terminale, să știți că lucrurile arată foarte bine. Terminalele au capacitatea să o facă, terminalele pot să o facă. Vorbim de portul Constanța. De portul Constanța, da. Însă cum ajung mărfurile acolo? Aici e problema, pentru că ăsta se numește complexul logistic. Ca să intri cu un tren în portul Constanța, trebuie să intri într-o zonă de triaj, în care eu personal, prin experiența mea de business, am avut surprize în care am stat fără război, fără crize, fără nimic și 2-3 săptămâni în așteptare. Deci în vremuri normale. În vremuri normale, da. Astăzi, ca să dau o notă foarte frumoasă, pentru că merită, există un singur terminal în portul Constanța, proprietate 100% de românească, deci capital românesc integral, care este cel mai rapid terminal din Europa. Acest terminal încarcă un Panamax, că ți-așa se numește navele astea mari care transportă mărfuri vrac, în 24 de ore. E o performanță. Tot e automatizat. Bun. Acum întrebarea, ca să înțeleagă lumea, este și ce înseamnă astea câteva zile de care ați pomenit în raport cu nevoia de a scăpa, să zicem așa, de marfa aia. Adică cât poate să stea marfa aia acolo fără să se strice? În cât timp ar trebui ea să fie preluată? În mod normal, dacă marfa este adusă aproape de standard sau niște marje mici, acceptabile, marfa poate să stea și o săptămână și două fără nicio problemă. Mm-hmm. Dacă vorbim de grâu, dacă vorbim de porumb. Problema intervine la rapiță, pentru că fiind oleaginoasă, acolo se întâmplă niște fenomene fizico-chimice, crește aciditatea în produs și intervin deprecieri. Bun, și în momentul ăsta, la astea două săptămâni maximum, să zicem, în care poate să stea grâul, e ținut mai mult sau se va întâmpla asta? Va fi ținut mai mult, adică va fi în pericol să se strice? Nu, grâul nu se va strica, deocamdată nu, pentru că dacă nu sunt ploi în timpul recoltării și, iară spun, fermierii au tehnologie foarte bună, astfel încât recoltarea se face în cele mai bune condiții și nu vor exista, să zicem, buruieni din câmp apărut în urma ploilor și așa mai departe, grâul nu are absolut nicio problemă să stea să aștepte. Bun, rămânem la povestea asta cu infrastructura. Pericolul, ziceți, va veni în iunie. Și aici, cred că iulie. Aici ar trebui separate în două. Pe de o parte, cum ziceați, partea asta de mărfuri care ajung în port cu trenul, să zicem, și urmează să fie încărcate pe nave care după aceea să plece către lume, dar și ce vine, nu, în port pe mare. Aici cum arată lucrurile? Ce vine în port pe mare, ne referim la containere și aici este problema, pentru că, virgulă, portul Constanța a ajuns practic singura, să zicem, destinație predictibilă și sustenabilă. Tot traficul containier din Ucraina s-a mutat în portul Constanța și nu facem față, pentru că avem două mari terminale de operare containere care trebuie să intre. Se jenează toate astea între ele, adică navele care ar trebui să plece cu grâu, de pildă,
se încurcă logistic în zecile de nave care vin cu alte mărfuri, care nu mai ajung în alte porturi, ci se întâlnesc toate în Constanța? Nu, 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 nu. Marfa vrag nu se genează cu marfa containerizată. Organizatoric, da, vorbind, da, la capacitatea portului de a opera. Da. Bun, iar în ceea ce privește cerealele care vin din Ucraina, ele mai vin și pe mare, domnule Gheorghe? Nu prea mai vin pe mare, nu prea mai au de unde. Mare, nu prea. Au de unde, dar vin foarte, foarte, foarte încet, datorită, să zicem, lipsei de să zicem, de unități logistice, și vorbim de barge, datorită condițiilor încă în ceea ce privește actele și formalitățile, pentru că eu sunt un partizan al faptului că suntem la frontiera Uniunii Europene. Dincolo de frontiera asta, este un război și trebuie să avem toate actele în regulă. Suntem Uniunea Europeană, vrem să fie certificatele sanitare, veterinare, fitosanitare, toate actele în regulă. Pentru că nu știi ce marfă ei. O mai spun poate o dată, porumbul ucrainean în toamna trecută s-a recoltat cu o umiditate foarte mare. Nu au avut suficientă capacitate să-l usuce, astfel încât s-ar putea să avem surprize ca acel porumb să aibă micotoxine și alte lucruri pe care nu le dorim. Bun, și asta înseamnă că el va fi respins, nu? În condiții normale. Adică dacă nu închidem ochii din cine știe ce motive oculte, nu închidem ochii, dar atunci... înțeleg că Uniunea Europeană, dacă nu deja s-a întâmplat, vrea să relaxeze absolut tot ceea ce înseamnă barierele tarifare vamale pentru mărfurile din Ucraina. Lăudabil efortul de altfel, pentru că tot acest flux, să știți că va merge în țările unde nu este mâncare, la un final. Nu se oprește nicăieri. El va curge către țările din Nordul Africii, Africa Centrală, Africa Subsahariană. Bun, dar nu li se va da un porumb contaminat sau în condiții dubioase, să zicem. Păi de asta, da, despre asta e vorba. Asta generează și asta întârziere, pentru că marfa trebuie verificată. Nu poți să spui cu pixul, am semnat, am luat-o și am mers mai departe. Trebuie verificată. Și durează. Se fac analize de laborator, se fac analize fizice, se fac analize chimice. Acest lucru îngreunează foarte mult. Bun, ceea ce vedem noi zilele astea, de pildă în portul Sulina, acolo unde trebuie prelucrate, gestionate niște nave, care înțeleg că acum sunt de ordinul zecilor, în vreme ce portul era obișnuit cu 2, 3, 4 pe zi, cum arată? Adică de la ce se trage problema asta? Că vorbim de transport fluvial acum, nu? Da, ce se întâmplă acolo este efectiv un alt flux de marfă ucrainean care încearcă cu disperare să iasă. Pentru că la ei condiția e simplă. Ne dai nouă marfa, încerci să o scoți sau ți-o iau rușii. E foarte simplu. Și efectiv, portul Sulina nu a fost creat pentru așa ceva, pentru acest flux. E ca și cum, nu știu, am încercat să intrăm cu camioane foarte late pe o străduță foarte îngustă. Cam asta este, practic, analogia. Nu are cum să facă față, efectiv. Ce fac acolo, de fapt? Adică nu face față, nu în privința lărgimii fizice a canalelor, nu face față organizatoric, da, înțeleg. Da, sunt trei dane de acostare, da, unde trebuie să fie, să zicem, perfectate actele vamale, controlul vamal, controlul documentar. Cu ce oameni? Pentru că și aici e o problemă. Ai trei dane, trei nave, oamenii, lucrul, totul cere timp. Instrucțiunile documentare cer timp. Cine nu știe despre acest lucru ar crede că e un lucru facil. Nu, nu este facil deloc. Eu mi-amintesc niște discuții în 24 februarie a început această invazie și cred că pe 25, dacă nu pe 26 cel târziu, două zile mai târziu, aveam aceste discuții despre cum va începe problema transporturilor de cereale din Ucraina către restul lumii, despre ce poate face România și așa mai departe. Suntem trei luni mai târziu și discutăm despre același lucru, despre porturi care nu sunt pregătite. Sigur că nu se puteau construi lucruri în trei luni, mă gândesc. Nu. Dar măcar organizatoric, personal, logistică, nu știu, un alt mod de gândire a activității, credeți că se putea face în trei luni? Se puteau face lucruri, să spunem, la nivel organizatoric, dar țin să vă spun că ceea ce declară astăzi Uniunea Europeană cu emfază, acel coridor verde, 20 de milioane de tone în 3 luni, este o pură utopie, fără nicio bază reală de susținere, pentru că dacă ei spun că Uniunea Europeană va surprinde cu material rulant, România în speță, ca să trimită vagoane la frontierele din nord, la Dornești și Halmeule, la numai pe cele două, ok, să trimită. Dar poate să trimită și le trimit degeaba, efectiv, pentru că și Ucraina are o capacitate de transport până în frontieră. Acolo nu există sute de linii pentru transport, există câteva linii, firește. Nimeni nu s-a gândit la asta. Iar un tren, să știți că se încarcă în 48 de ore. Nu mai vorbim de în cât timp se descarcă. De asemenea, instrucțiunile documentare, formalitățile trebuie efectuate.
În Europa ei spun că vor trimite lucrători vamali. De unde, mă întreb? Că dacă mi-aduc bine aminte, m-am plimbat cu mașina prin Europa și trec dintr-un stat în altul fără să mă întrebe nimeni nimic. Trebuie personal calificat. Asta vreau să întreb. Și România, teoretic, ar trebui să beneficieze de un aport de lucrători vamali, cum beneficiază pe altă scară de trupe NATO? Adică avem și trimitem repede în România ce? Belgieni, francezi, păi, nemți, da, asta, spanioli? Asta este trimitem intenția. Lucrători vamali aici care să ajute? Bine, tehnica intenția. E aceeași, să zicem. Da, dar totuși trebuie un timp de acomodare, un timp de instrucție și bănuim că acele documente sunt, să spunem, emise în limba ucraineană. Și ale noastre sunt în limba română. Și dacă îi pui unui belgian în față aceste documente, s-ar putea să uite la ele. Bun. Poate că poți recurge la o limbă de circulație internațională, nu știu, gen poate. Engleză, agreată de toată lumea. Poate. Dar chiar și așa, asta presupune, înțeleg, un desant de personal în prima fază, nu? Da. Măcar. Da. Iar să transporti prin România, să spunem, 3 milioane de tone lunar, este clar, sau 4 milioane, o utopie. România poate suporta un maxim de 400-500 de mii de tone în fiecare lună, prin punctele de trecere a frontierei. Pentru că ai nevoie de un număr de vagoane și eu cred că sunt suficiente 10.000 de vagoane să fie trimise, care să facă 3 drumuri pe lună către portul Constanța și astfel încercăm să suplinim și să ajutăm. Și așa, 5-6 mii de tone pe lună înseamnă foarte mult pentru infrastructura noastră de cale ferată. Mm-hmm. Care este învechită, ține minte cu toții accidentele de anul trecut, care au fost groaznice, unele dintre ele, și mai mult decât atât, ele se vor bloca în portul Constanța, în acel faimos triaj, care înțeleg că nici asta nu este curățat și reabilitat pe deplin. Despre asta aș vrea să vorbim un pic. Bănuiesc că nu o să aștept, sau într-o lume normală, n-am aștepta sfârșitul lunii iunie, începutul lui iulie, când o să se aglomereze toate cerealele astea, și din România și din Ucraina, ca să vedem atunci că portul cedează și n-are loc. Eu imaginez că, bun, hai, în astea 3 luni n-ai făcut mare lucru. Ai dat 200 de milioane de lei de la guvern pentru reabilitarea unor șine de cale ferată. Când o începe lucru și în cât timp o fi gata, rămâne de văzut, până la sfârșitul anului, am înțeles. Dar până în iulie, să zicem, în mijlocul lui iulie, ce ar trebui să facem în astea 2 luni? Deci ar trebui pus în funcțiune și reabilitat, din punct de vedere al curățeniei măcar, triajul portului Constanța, ca vagoanele să poată să intre pe el, ca de apoi de acolo să poată fi trase către terminale. Că și terminalul ăla nu poate să-și ia vagoanele sau trenul în speță, dacă nu i-a venit nava la încărcare și nu-i trebuie marfă. Ce să facă? Sau el trebuie să aștepte cu vagoanele în acel triaj până îi pleacă nava, să spunem, de grâu și trebuie să vină nava de porumb. E și acolo un scadențar, să spunem, logistic. Da. Nu merge. De ce înseamnă curățarea triajului? Că lumea s-ar putea gândi că, nu știu, e ceva, un maidan cu buruieni și te-ai gândi, de ce e un maidan cu buruieni? Că doar e un port internațional, adică stai pentru puțin. Pentru că așa arată. Așa arată și, da, funcționează. Funcționează în condițiile astea? Pentru că așa arată asta. Șinele sunt ruginite și este ca o pădure de boscheți acolo. Asta e pur adevărat. Și transporturile de până acum așa se fac, printre acești boscheți și pe aceste șine ruginite? Doar o parte a triajului. Aha, deci asta e partea rămasă neoperată de nimeni, cu vagoane vechi și ruginite pe acolo. Asta nu se putea întâmpla din 26 februarie de care vorbeam? Adică din momentul în care ne-am pus cu toții o lume întreagă întrebarea: aoleo, dar stai că la vară o să vină cerealele ucrainenilor și noi vrem să jucăm un rol. Asta se numește reactivitate, ce se întâmplă astăzi, nici de cum proactivitate. Că un bun tehnician ar fi prevăzut lucrurile astea și le-ar fi pus și ar fi inspectat portul la pas și ar fi spus asta trebuie făcut. Va fi greu, va părâi portul în toate părțile, dar măcar vom încerca și vom arăta că putem să o facem. Pentru că dacă vorbim strict de cifre în momentul ăsta, România, să spunem că va presa anul ăsta pe export cu circa 17, poate 18 milioane de tone de marfă. Fluxul sârbesc și fluxul unguresc la fel și el va veni cu o cantitate de aproximativ 4, să nu exagerăm, 5 milioane de tone. Și dacă vine Ucraina cu 5-600 de mii de tone pe lună, mai înseamnă un minim de 6-7 milioane. Sincer, nu facem față. În momentul ăsta nu facem față. Există premizele dezvoltării portului Constanța, există momentul pe care sper din tot sufletul, pentru că m-am născut aici în țara asta și nu aș vrea să-l ratăm, momentul în care noi ar trebui să ne dăm seama că nu ne mai întâlnim cu așa ceva niciodată. Să exploatăm, să luăm bani de la Uniunea Europeană, să ne dezvoltăm portul Constanța. Nu astăzi, în 3 ani de zile. Dar dacă am apucat să-l dezvoltăm, rămân dezvoltat. Pentru simplu motiv că în orice scenariu, Ucraina nu va mai fi operabilă, cel puțin 5 ani de acum încolo.
În primul rând, dacă câștigă, și ne dorim asta, să câștige forțele ucrainene, va dura enorm reconstrucție și reabilitare, plus că, virgulă, capitalul străin nu va mai fi în măsură să intre în Ucraina cu aceeași libertate și cu aceeași încredere ca și înainte, iar dacă, din ceea ce vedem astăzi, Rusia ocupând toată partea de sud, și tot litoralul, practic, Mării Azov, Mării Negre, să izoleze Ucraina exact, de transportul maritim. Exact, nu? Asta e obiectivul lor. Da. I-au atras și în Harkov, domnul i-a mizgonit peste frontieră, dar ei, de fapt, s-au uitat în jos. Acolo e interesul lor. Să ocupe tot ceea ce înseamnă porturi ucraine. Chiar dacă se vor retrage cândva, ziceți, acest cândva nu o să fie mai devreme de 5 ani și cine știe câtă vreme lucrurile nu o să funcționeze. Deci e clar că noi putem juca inevitabil acest rol. Da, suntem țară a Uniunii Europene, suntem țară NATO și suntem cel mai aproape de canalul Suez. Și aici, Cezar Gheorghe, intervine întrebarea pe care sunt convins că și-o pun mulți din cei care ne ascultă. Bun, dar stai puțin, confruntați cu aceste milioane de tone care vin, în special din Ucraina, mai vin și din Serbia, ziceați, dar vin și din România. Cum se va face alegerea? Nu cumva fermierii români, economia românească o să aibă de suferit în încercarea noastră de a ajuta Ucraina? Sau de a profita, să zicem, financiar de pe urma acestei situații? Da, am nuanțat acest lucru de foarte multă vreme și trebuie să știm cu toții că va exista o presiune de preț asupra fermierilor români. Pentru că fermierul ucrainean, în situația în care se află, va fi obligat să dea marfa sau să o vândă discountat față de fermierul român care nu are această problemă, iar acest preț se va curba peste fermele românești. Pentru că, logic, inevitabil, orice societate comercială exportatoare va cumpăra marfă la preț mai mic, în dauna mărfii la preț mai mare. E o logică. El trebuie să facă profit. Pe bobul acela de porumb sau de grâu nu scrie România sau Ucraina. Sub nicio formă. Bun, deci ei vor lua, teoretic, să zicem, grâu, ar lua grâu ucrainean, pentru că ucrainenii disperați să-l vândă, îl vor da la preț mai mic și atunci românii vor pierde. Români, sau fermierii români vor trebui să se adapteze și să scadă prețul pe măsură. Adică o să fie o spirală a coborârii prețurilor, doar ca traderii, comercianții de cereale, să le ia pale celui care îl vinde cel mai ieftin. Și în afară de asta, în afară de curbarea prețului, mai intervine și factorul logistic. Foarte mulți fermieri nu au logistică și astfel ei vând FCA, se numește termenul, din Incoterms, adică Free Carried Out, în fermă, iar costul logistic le va coborâ iarăși prețul mărfurilor. Însă, premizele care se văd cu seceta din Uniunea Europeană, cu reducerea recoltei din România, arată că prețul grâului, cel puțin, rămâne și va rămâne susținut foarte multă vreme. Astfel că, cred că România și fermierii români nu vor avea enorm de mult de suferit pe această speță. Dar pe viitor, când va veni porumbul, acolo vor începe cu siguranță. Viitor înseamnă sfârșitul anului, adică sfârșitul toamnei, nu? Porumbul, dacă este foarte cald afară, începe la sfârșitul lunii august, recoltarea lui, tradițional România. Însă mai e o problemă. Fermierul român finanțează un hectar cu costuri europene. Fermierul ucrainean îl finanțează cu costuri din afara Uniunii Europene. Și aici vorbim de costul îngrășămintelor, vorbim de costul combustibililor, vorbim de costul materialului genetic și al produselor pentru protecția culturii, care sunt mult mai mari în România față de Ucraina. În România, ca o medie, să ne luăm un minim de 6.000 de lei pe hectar, dacă nu mai bine. Unde e oportunitatea pentru noi? Înțeleg că mulți dintre fermierii români au renunțat la vechi culturi în favoarea celor de floarea soarelui, pentru că și-au dat seama că va fi o criză, nu? Și că vor crește prețurile și va crește cererea pe plan global de floarea soarelui, odată ce Ucraina e parțial scoasă din joc. Și atunci mă întreb unde am putea suplini și în care alte zone. Haideți să dăm niște cifre în premieră la emisiunea dumneavoastră. Vă rog. Și prognoza de recoltă de semințe de floarea soarelui la nivel global, vorbesc, este anul acesta mai mică cu 6 milioane de tone față de anul trecut. 51 de milioane față de 57. De aici cred că am spus destul de mult. Pentru simplu motiv că producția de ulei de floarea soarelui va scădea cu circa 1,5 milioane de tone, care este, să spunem, jumătate din necesarul Uniunii Europene pe care îl importau anual din Ucraina. Premizele pe care ar trebui România să le ia odată și să facă treabă cu ele sunt simple. Procesarea și retenția materiei prime în țară. Să spunem că avem capacitate de procesare, cu toate că este loc,
dar fermierii ar trebui sprijiniți pentru a avea retenție în țară. Și sunt două măsuri simple care ar trebui să le facă Guvernul României pentru asigurarea retenției. Unu, să ofere un sprijin cuplat, astfel în sensul în care fermierul vinde către unitatea de procesare din România aceste semințe, să beneficieze de un sprijin extra față de subvenție și, doi, să beneficieze de o subvenție pentru depozitare. De ce spun pentru depozitare? Pentru că un procesator nu are obiectul de activitate nici să cumpere o jumătate de milion de tone de semințe de floarea solului la recoltare și nici depozitarea lor. El se alimentează pe așa se numește stripe-uri de câte 3 luni. Primul începe octombrie, noiembrie, decembrie, da? Ianuarie, februarie, martie. Ei au acoperirea doar pe câte 3 luni. Ei trebuie să aibă acces la marfă, în piață, în permanență. Uh-huh. Încă o dată, ca să cumpere o jumătate de milion de tone, ca să asiguri, să zicem, procesarea pe un an de zile, e un efort financiar imens, cu costuri financiare imense, care nu se justifică din punct de vedere comercial. Dacă piața urcă și scade, tu ori faci profit, ori pierzi. Nu poate nimeni să-și ia riscul ăsta. Uh-huh. Al doilea, depozitarea. Nu este obiectul lor de activitate să dețină silozuri. Este un extra cost, nu au treabă cu așa ceva. Ei vor să ruleze, ei nu? Vor să proceseze ia și să dea. Da. Exact. Da. Deci aceste două măsuri ar trebui să facă ca România să proceseze mult mai mult. Noi am făcut un calcul grosier la câți bani se pierd din lipsa de procesare a semințelor de floarea soarelui și am ajuns la niște cifre destul de mari, între 800 de milioane și aproape un miliard de dolari pierduți doar din procesare. Cifră care constituie în primul rând bani care s-ar fi reinvestit înapoi în România, cifră care ar fi constituit o bază de impozitare pentru statul român, industrie care ar putea genera locuri de muncă și alte industrie orizontală conexă, începând de la logistică și eu mai știu ce. Acești bani se pierd ca potențial în fiecare an, pentru simplu motiv că ce credeți că face Uniunea Europeană, Franța, Spania cu semințele noastre? Nu le sparg ca la meci, le procesează și scot ulei de floarea soarelui. De ce n-am face noi? Vă dau un raport de cultură. România, anul trecut, a avut 1.150.000 de hectare de floarea soarelui. Franța, Măreața Franță, a avut 700.000 de hectare. De ce? Pentru că ei știu că România este un bazin de originare și România rămăsese singurul bazin de originare din regiunea asta, datorită faptului că Rusia avea o taxă enormă pe exportul de materie primă, de jumătate din contravaloarea unei tone, dar numai puțin de 320 de dolari. Ucraina nu rambursa TVA-ul la exportul de materie primă, ci mai avea și o taxă de export de 10%. Da? Turcia e importator net din afara Uniunii Europene, Bulgaria, Spania, Franța, Olanda, Germania, până și Ungaria și Polonia cumpărau semințe de floarea soarelui de la noi. Noi eram efectiv bazinul de originare. Toți restul pe care i-am evocat erau destinații. Astea sunt condițiile, noi nu ne protejăm, noi nu facem nimic în sensul ăsta. N-ai cum să te protejezi, să limitezi, să zicem, comerțul intracomunitar, pentru că contravine legilor Uniunii Europene, libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Dar poți aduce substituente ca să asiguri retenția mărfii în țară. Știți că s-a circulat la începutul acestui război ideea ca România să blocheze niște exporturi și chiar cu prețul de a, mă rog, contraveni unor reguli ale Uniunii Europene. Acum, probabil, de când India a zis blochez exporturi, sigur, dumneavoastră ne-ați explicat la început de ce face asta, că o să fie o placă turnantă pentru Rusia. Dar, superficial privind, lumea o să zică, uite, există țări importante care nu vor să mai dea din grânele lor. Noi am putea să facem asta ca să ne securizăm niște stocuri și mai ales să nu ne crească prețul foarte mult la pâine? Ar fi o măsură de protecționism, de o măsură populistă, și subliniez acest lucru. Mai are rost acum dacă n-am făcut-o în februarie? Nu trebuia făcută nici în februarie. Și nu s-a făcut. Da, și sunt extrem de satisfăcut că nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că noi avem excedent de grâu, avem excedent de porumb, iar el trebuie să plece dacă nu suntem în stare să-l procesăm. Nu avem ce face cu el. Iar a, să zicem, restricționa exportul nu face altceva decât să tai opțiunile fermierilor de vânzare și îi lași pradă pieței interne, care cu siguranță, știind că nu mai au altă opțiune, coboară prețul. Acest lucru nu va conduce, cu siguranță, la ieftiniri ale produselor, să zicem, de pâine și patiserie. Pentru că vin alți adjuvanți acolo. Vine energia, da? Vine costul cu logistica, care te ridică la loc. Deci nu este o măsură sub nicio formă bună. Da, în India poate, pentru că au o populație foarte mare și foarte numeroasă și trebuie hrănită. Auzeam pe cineva dimineață
că în Statele Unite s-ar putea întâmpla asta, pentru că au 41% din grâu în stare extrem de proastă și, domne, o să ajungă Statele Unite să limiteze exportul de grâu. Nu cred. E o vorbă aruncată în vânt. Haideți să fim realiști. Țările de originare vor exporta întotdeauna. Trei măsuri la final, domnule Gheorghe, care potențiale, sau nu știu, unele promise, povestea cu salarizarea, scutirea de niște taxe și creșterea salariului minim în agricultură și industria alimentară, pe urmă chestiunea îngrășămintelor, pe urmă chestiunea combustibilului. Unde ar trebui umblat? Primul, se întâmplă de mult deja. Credeți că a existat vreun tractorist sau vreun conducător de combină, ca să-l numim așa, care a avut salariu mai mic de 3.000 de lei? Nu. Bun, cred. Deci aproape rezolvată. Asta da. E doar da. Guvernul. Bun, obifează. Mai departe. Exact. La îngrășăminte, da, noi prevedem o problemă, o penurie de îngrășăminte și o creștere a costurilor. Deja peste ocean se întâmplă și ce se întâmplă peste ocean traversează la noi în Europa în scurt timp. Dacă vorbim de niște produse care sunt specifice culturilor de toamnă, care urmează, să știți că s-ar putea să ajungă de la 1.300 doar la 2.000 doar pe tonă. Iar dieselul, combustibilul pe care l-ați evocat dumneavoastră, da, ar trebui scoasă acea acciză pentru fermieri, pentru că, încă o dată, o spunem, fermierul nu merge cu tractorul sau combina la mol. Fermierul merge și muncește pământul, e misiunea lui biblică. Da? Nu are nevoie de acciză, care este o taxă pe lux, efectiv. Trebuie să muncească pământul și are nevoie de suport în această activitate. Când ar trebui să se întâmple lucrurile astea? Sigur, ne dorim mai degrabă mai repede decât mai târziu, dar când ar fi critic să până acciza, la ce prag critic? Acciza la motorină trebuia să se întâmple, pentru că au fost lucrările de primăvară și intrăm direct în recoltare în maxim, să spunem, 5-10 iunie. Deci trebuia să se întâmple. Trebuie să se întâmple lucrul ăsta pentru că este vital pentru fermierii. Bun, perspectiva așa de final este un optimism prudent din partea dumneavoastră, adică de la criza alimentară apocaliptică și infrastructură vai de capul ei, totuși putem să privim și mai sus? Da, putem privi și într-un mod metaforic. Tot ce vedem noi pe câmp nu este altceva decât apă cu valoare adăugată. Dacă noi rezolvăm problema apei, vom ajunge de la 2021 cu 34 de milioane producție, vom ajunge cu ușurință în 2027-2028 la aproape 50 de milioane de tone producție. Dar ne trebuie asta. Apă. Mulțumesc foarte mult. Cezar Gheorghe, fondator Agricolum, expert în transportul de cereale, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând. Mulțumesc frumos și eu. La revedere. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.